Astăzi, 1 mai 2020, de Ziua Internațională a Muncii, polițiștii, jandarmii, militarii din cadrul MAPN și polițiștii locali vor fi prezenți la datorie pentru siguranța dumneavoastră. Forțele de ordine vor acționa pe toată raza județului Covasna pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale instituite pe perioada stării de urgență, precum și prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională. Pentru siguranța dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră, vă rugăm să respectați cu strictețe prevederile legale instituite în această perioadă, să limitați cât mai mult posibil deplasările în spațiu public, să vă conformați restricțiilor de circulație instituite în această perioadă și să respectați regulile de igienă și distanțare socială recomandate. Suntem convinși că împreună, prin acțiunile forțelor de ordine, dar și prin conduita responsabilă manifestată de dumneavoastră, vom reuși să depășim cu bine aceste momente dificile. Stați acasă! Da, și eu te rog, rămâi 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 acasă! De 1 mai, românii obișnuiau să organizeze grătare și picnicuri. De această dată, grătarul se va organiza acasă, doar împreună cu cei ce locuiesc în incinta imobilului. Așa trebuie să arate locurile în care se organizează de obicei picnicuri și grătare în această perioadă. Suntem aici pentru siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să rămâneți acasă. Și Wolf vă roagă să rămâneți acasă. Pas! Pas, băiatul! Da, tata! Pas, Wolf! Pas, tata! Pas!